când ai început emisiunea Cronica Cârcotașilor, te așteptai să fie atât de longevivă? Eu când am început-o, m-am uitat la niște emisiuni ale italienilor care aveau atunci 8 ani. Acum au 35 de ani și sunt zilnice. Mă așteptam să fie relevantă pentru societate, care se schimbă de la an la an. Și uite că mă țin. E pe TV din 2000. La radio am început prin 97. Da, felicitări, este un format de succes. De-a lungul timpului ți-ai atras și antipatii de la vedetele care au apărut în emisiune. Mi-a reproșat mai mulți, dar nu a atras și antipatii, a atras multe antipatii. Sunt oameni care știu să se descurce cu o critică mai mult sau mai puțin adecvată și oameni care nu știu să se descurce. În general, oamenii care se iau în serios, se iau foarte în serios, asta e opinia mea, sunt și foarte proști. Sunt mulți oameni care se iau foarte în serios. O dovadă de supremă inteligență este aceea de a putea să faci haz de tine. Cineva care a apreciat, nu știu, că a apărut în emisiune? Da, a fost destui. Măruță, Răzvan și Dani, cu ei am avut la un moment dat o discuție pe radio foarte interesantă. A fost destui. Irina Margarina Dristor, când i-am luat interviu, ea stă pe undeva pe lângă Dristor și mi-a zis: "Ai, vezi că stau un Dristor?" A fost destui. Dacă te uiți la America Express și când te-a anunțat fratele tău că va participa, care a fost reacția? M-a anunțat în mijlocul sezonului trecut, pentru că au plecat undeva în mai, dacă mi-aduc bine aminte. Mă uit, îmi place. Cronica în Europa a fost o precursoare a emisiunilor de travel, dar ea nu e emisiune de travel, e combinată. E foarte greu de făcut, foarte mare desfășurarea. Mi se pare că Mona Segal s-a întrecut pe ea. Cum ți s-a părut parcursul lui și al Giuliei? Parcursul este peste așteptări. În primul rând pentru că Vlad este un tip de scurcăreț și Giulia este o tipă care are foarte multă voință. Și probabil că așa se va întâmpla până la final. Nu știu să zic exact mai multe lucruri, că au contract cu Antena 1 și n-au voie să-mi spună nimic. Aha, deci păstrează secretul chiar și față de tine? Evident, dacă te așteptai să spun care e câștigătorul... Mă gândeam că nu îmi spui, dar mă gândeam că tu îl știi, nu neapărat să mi-l spui mie. Eu sper în continuare să fie fratele meu și cu cumnata mea, dar n-aș putea să zic exact dacă ei sunt. Sper să le meargă cât mai bine.